Doamna Ana, bună ziua! Bună ziua! Mă numesc Maria Ciorici, nu știu dacă mă știți. Doamna Ana! Da, vă cunosc din unele. Mă cunoaște! Eu vreau să vă felicit în primul rând. Astăzi sunteți omageată. Și vreau să vă zic un sincer, la mulți ani, să vă îmbrățișez și să vă urez tot ce e mai bun în lumea asta. Să vi se îndeplinească toate visele frumoase. Să fiți sănătoasă în primul rând. Și vreau să vă dedic o poezie. Am scris pentru dumneavoastră cu drag. Întorc așa telefonul, fiindcă filmez. Deja știți, dacă mă cunoașteți, știți ce urmează. Mamă, această poezie e despre tine. E despre ceea ce tu reprezinți. E despre dragostea enormă ce tuturor ne-ai împărțit. O viață întreagă ți-ai dedicat-o copiilor tăi, dar și celor străini. Pedagog la clasele primare ai lucrat, numai tu știi cum e această pâine. Ai dat naștere la 3 copii, 2 fete și un băiat, și numai tu știi cum ne-ai crescut și educat. Sora cea mică a fost traumată chiar în prima zi de naștere și așa a avut o copilărie, o viață complicată, greutățile mereu ne apăreau în cale. Mult ai suferit, mămică, multe griji tu ai avut. Pentru surioara noastră mică, sperăm că mai bine s-a făcut. Și din cauza mea ai suferit, destinul m-a pus la perete, am fost și eu căsătorită, am dat naștere la 2 fete, dar am divorțat și iarăși am avut un mare stres. Și eu și tu, mămica noastră, iar apoi nevoit am fost să plec, ca să întrețin familia. 3 ani departe am fost, iar tu, mamă, din mama ai devenit bunică. Și pentru din bunica ai devenit mamă și astăzi să le fii așa poți, fetelor mele frumoase, mamă și tată la un loc. Le-ai dat o educație frumoasă cum ne-ai educat și pe noi. Dar acum ne-am inversat cu rolurile, tu în locul meu ai plecat, iar eu am rămas mamă pentru soră, cu care mult, mult ai avut de îndurat, pe care o iubim mult și pe frățiorul meu cel scump, care mereu pișotii a fost pus. Meșterul nostru iscusit, pe tot ce punea mâna să repare, pe dată se strica, iar când a plecat la păscut cu capra și în scorbură cu ieduțul dormea, capra s-a întors acasă, dar el iau de unde nu-i, iar tu, mămic, speriată, dar el dormea cu ieduțul în cuib. Dar acum e băiat mare, s-a însurat, are și fetiță. În total 3 nepoțele ai, mamă. Și ești foarte fericită. Și azi ne aducem aminte momentele și greutățile prin care ai trecut. Criza din 90, când învățătorii multe luni salarii n-au primit. Tata a rămas fără de lucru, iar noi am fost nevoiți în loc de pâine să mâncăm mămăligă. Și fratele într-o noapte s-a trezit și a început a plânge că vrea pâine, nu mămăligă. Și tu nevoit ai fost să lași lucru. Lucrai servitoare ca să faci o capică, ca să ne poți hrăni. Câte sacrificii mama ai făcut pentru copii, noapte de noapte, zi de zi. La moment lucrezi peste hotare, ne duci dorul foarte mult. De la stresul ce ai avut mare și tu, mamă, te-ai îmbolnăvit. Dar nu te dai bătută și în continuare ne susții, ne încurajezi în multe. Dai totul pentru copii. Și sora este mult mai bine. Când ai plecat, mult șmecherii făcea, dar acum ai devenit matură, e ascultătoare, ea e viața mea. Ne auzim la telefon, dar îți ducem dorul, mamă, fiindcă tare te iubim și te așteptăm acasă. Mamă, privirea și blândețea ta este nemuritoare. Mamă, puterea și răbdarea ta este infinită. O mamă, draga noastră, ești de neînlocuit. Un la mulți ani cu sănătate, Domnul atot bun și milostiv să te întărească în oameni cu suflet curat și căi de bunăstare. Azi iarăși răsfoiești o filă din viața ta, dar noi tot aceiași copii rămânem. Și mereu rămâi acea domnișoară frumoasă și cum se cade. Cu mult respect și iubire familiile Moisei și Lupașcu vă îmbrățișează și vă zic un sincer la mulți ani. Și să spun toate numele, din partea fiicii Vera, Virgilia, fiica Alexandrina și nepoțelele Bianca și Andreea, feciorul Vasile și familia lui,
Și deja soțul Valeriu, care vă transmit salutări, vă îmbrățișează și vă iubesc mult. Și mă scuzați pentru emoții și că v-am făcut să plângeți, doamna Ana. Să mă plângeți că astea sunt doar emoții de fericire, de bucurie. Îmi spunea Alexandrina, cine telefonul lângă tine? Ea este mereu aceea care ne aduce subții plăcute și dumneavoastră care ați trecut ăsta suflet ca niște viersuri să... Practic ne-ați spus toată viața de la început până acum. Și vă mulțumesc enorm de mult. Am mai auzit și am văzut video-uri de ale dumneavoastră, dar niciodată nu mi-am închipuit că o să fiu eroină și eu. Sunteți, chiar sunteți, așa sunteți o eroină, ați avut foarte mult de înfruntat, dar sunteți puternic. Aveți grijă de sănătate, aveți grijă. Știu că v-a afectat și pe dumneavoastră foarte mult stresul. Ce pot să vă spun, vă doresc numai bine, sunteți foarte blândă. Am lucrat și eu cu copiii mici, știu ce înseamnă pâinea asta și cât este de greu și cât răbdare și cât... Vreți ceva să le transmiteți copiilor? Copiilor ceva să le transmiteți? Păi, ce pot să le transmit, afară de că îi iubesc foarte, foarte, foarte mult. Ei sunt viața mea, ei sunt speranța mea, ei sunt totul pentru mine. Și pentru dânsii sunt aici, pentru dânsii am făcut patul ăsta și dacă ceva le-am greșit, să mă ierte și Dumnezeu să îi aibă grijă. Asta, tot ce pot să le spune, iubesc și îmi lipsesc foarte mult. Doamne, așa sunteți o fire caldă ca pâine. Eu chiar nu înțeleg de ce oamenii buni și așa cu inima mare au de suferit în viață și au de înfruntat. Știți de ce? Multe ori am spus. Da. Am pus întrebarea de multe ori, de ce eu, Doamne, de ce eu? Dar tot eu mi-am dat răspuns. Cred că eu pot să duc. Asta. Dumnezeu v-a ales într-adevăr că sunteți puternică, chiar dacă sunteți bună cu sufletul moale, dar sunteți puternică și nu este dat la toți să reziști așa. Doamna Ana. Să știți că eu vorbesc de câte ori am ocazia și nu știu dacă e posibil să transmită cei care au inventat tehnologiile astea, că au făcut un lucru mare, că distanța asta ne apropie, clar că nu se compară cu îmbrățișările, cu tuturile, care, dar oricum, eu îi iubesc și știu asta, sper că și simt asta și... Ce le pot spune decât încă o dată că iubesc foarte, foarte mult. Foarte frumos. Se vede că sunteți pedagog și ați fost pedagog. Aveți vocea aceea care o au profesoarele, Doamne. Chiar vă admir cu drag și vă doresc un sincer la mulți ani și vreau să vă cânt o melodie frumoasă pentru dumneavoastră. Alexandrina, cu ea am vorbit corect, ați spus, ați ghicit. Ea m-a rugat altă piesă, dar n-am găsit piesa aceea karaoke, varianta karaoke, adică negativul, minusul. Vă fac această piesă frumoasă, tot despre... Hulubul păcii, tot e despre pâinică și vreau să vă dedic. Da. S-a deschis fereastra ca o rană veche, mama ne așteaptă nopți întregi de veche, să venim acasă și măcar o dată să mai stăm la masă, așezați grămadă, să venim acasă și măcar o dată să mai stăm la masă, așezați grămadă. Pe deasupra porții
Înfloresc salcâmii și în miezul nopții a miroasea pâine rumenă și caldă, mama noastră coace din făină albă un hulub de pace și îi zice, du-te prin străini departe, de-mpăzește puii de război și moarte, să le meargă-n toate, toate să le iasă și de-o fi să poată să mai vin acasă. Sub stele trece apa, cu lacrima de-o seamă. Mi-e dor de-a ta privire, mi-e dor de tine, mamă. Măicuța mea grădină cu flori, cu nunci și mere, a ochilor lumină, văzduhul gurii mele. Măicuță, tu vecie, nemuritoare carte, de dor și omenie și cântec fără moarte. Pentru dumneavoastră, doamna Ana, cu drag, la mulți ani. Meritați așa a dedicației frumoasă. Mulțumesc, mulțumesc, mă închin până la pământ pentru cuvintele care mi le-ați adresat, pentru efortul care l-ați făcut pentru a compune această poezie superbă. Și tot ce vă pot spune, să aveți înger păzitor, să aveți toate ce vă doriți, dumneavoastră, familia dumneavoastră, dragi dumneavoastră și la toată lumea, la toată omenirea, fiecare seară, mă rog, pentru toată omenirea și pentru copiii mei. Frumos! Bravo! Foarte frumos așa să fie și eu vă doresc numai bine. Să aibă grijă Dumnezeu de toți! La mulți ani și numai bine și vă doresc o sărbătoare frumoasă, sărbătoriți un pic cât puteți, cum puteți, dar însemnați această zi frumoasă, că este a dumneavoastră și o meritați. La mulți ani și numai bine. O zi frumoasă vă spun. Mulțumesc. Foarte o doamnă extraordinară, cu un suflet, se vede că are un suflet cald ca pâinea. Dar sărmana cât a îndurat și câte griji a făcut pentru fetița micuță, de la naștere cu probleme și acum a avut o intervenție. Dar este acum mai bine și sperăm că va fi mult mai bine. Este în grija surioarei mai mari. Totul va fi bine la voi. Chiar vă doresc. Chiar am să mă rog pentru voi să fie totul bine la această familie. Sunteți o familie deosebită. Foarte frumoasă, caldă. Și cum se cade, la mulți ani și numai bine. Mă ții emoționat.